Astăzi se împlinesc 75 de ani de la nașterea regretatei scriitoare și politicianului Lidia Istrati. Cu acest prilej, la Cimitirul Central din Capitală a fost organizată o slujbă de pomenire și inaugurată o piatră funerară. La mormântul scriitoare au venit oameni simpli, dar și colegi din primul Parlament. Printre cei care au venit la cimitir să aducă flori și să se roage pentru Lidia Istrati s-au numărat rude, prieteni și foști colegi. Facem un parastaz în sobor de preoți, o parte din care au fost colegii ei de comisie din primul Parlament. Și eu sper că Lida acum ne veghează, ne privește din cerul și se bucură că noi n-am dat-o uitării. În memoria parlamentarului a fost edificat un monument cu sprijinul unor oameni de bună credință. În special de femeile, actualele deputate, foste deputate, femeile din Liga Democrat Creștină a Femeilor au contribuit și, bineînțeles, oameni de bună credință. Este o zi în care toată această dragoste s-a imortalizat în acest monument funerar. Un om cu o mare demnitate, cu o mare verticalitate. Puterea aceasta venea probabil că de asemenea din rădăcinile satului, din rădăcinile rudelor apropiate, încât a stat în fața intemperiilor într-o perioadă critică, când toate săgețele erau îndreptate împotriva ei. Lida lipsește și la Uniunea Scriitorilor, lipsește și în Parlament. Lipsește și la Academie și în Sofia, oameni de această implicare concretă, oameni care, cărora le pasă de orice e problemă, de orice domeniu unde își poate pune umărul, sunt o categorie foarte, foarte rară, foarte puțină. Lida era din acest context. Fostele membre ale Ligii Democrat Creștine a Femeilor, președintea căreia era Lidia Istrati, și-au amintit cu drag de regretata lor colegă. Era femeie care opta pentru libertate, pentru democrație, pentru binele, pentru prosperitate, lucru care până la urmă nu s-a întâmplat. Îi plăcea să pui adevărul în față, nu se temea, era foarte bună la suflet, foarte ageră. Manifestațiile prilejuite de aniversarea 75-a de la nașterea Lidiei Istrati vor continua pe 24 iunie cu o expoziție și un medalion literar artistic la Muzeul Literaturii Române Mihail Cogălnicianu.